Expoziția etnografică din Buciumi, realizată la dorința localnicilor cu sprijinul Consiliului Județean Alba, aduce în atenție particularitățile, meșteșugurile, tradiția și obiceiurile zonei. Muzeul este amenajat în două încăperi din clădirea școlii înființată aici de istoricul, filologul și scriitorul Gheorghe Șincai. În școala din Bucium, întemeiată de Gheorghe Șincai, a fost dascăl în perioada 1881-1884 marele folclorist Ion Popreteganul. Acum fosta școală găzduiește un muzeu etnografic cu exponate strânse și donate de buciumeni. Această expoziție etnografică a fost dorința buciumanilor de-a lungul mai multor ani să se realizeze. Însă contextul ne-a ajutat ca să o deschidem. Este vorba de inițiativa Consiliului Județean Alba. Astfel, în anul 2009, pe 24 mai, am putut să inaugurăm această expoziție. Putem să spunem că am făcut o ultimă recuperare a tot ceea ce mai puteam recupera, pentru că sunt foarte multe lucruri și obiecte care deja s-au pierdut. Noi am recuperat prin donațiile oamenilor toate aceste lucruri. Portul bărbătesc, compus din cămașă cu clini mari, cioareci, laibăr cu croială arhaică, pieptar înfundat, țundră albă, călțuni și opinci, precum și portul femeilor, buciumănene, format din cămașă și poale, șors de cămașă dinainte și zadie la spate, brâu tricolor, două pieptare suprapuse și jachetă de oraș, sunt elocvent oglindite de expoziția etnografică. De asemenea, meșteșugurile practicate, mineritul și prelucrarea fibrelor textile. Am surprins ocupațiile buciumanilor, este vorba de minerit, prelucratul lemnului și, bineînțeles, se ocupau și de gospodărie. Agricultura era totuși mai mult de subzistență, deci fiecare familie avea agricultură atât cât era necesar pentru propria gospodărie. De asemenea, costumul popular buciumănesc, îl avem aici, se cunoaște că a influențat întreaga zona munților Apuseni. În timpul liber, iarna, buciumancele, ca și de altfel, cred că și în alte localități, se obișnuia să se adune la șezătoare în cadrul cărora țeseau, torceau, scoteau toate aceste obiecte care le vedeți împrejurul nostru, de la prosoape, covoare, inclusiv cusutul costumului atât de migălos realizat, și alte obiecte trebuincioase în casă. Toate erau realizate de aceste gospodine în seriile lungi de iarnă, ca să spunem așa. Expoziția mai cuprinde documente vechi, precum un registru de evidență a nașterilor, căsătoriilor și deceselor datând din 1811, cărți de rugăciune, precum și un articol cu fotografie în care apare învățătorul Ion Popreteganul alături de elevii săi din Buciun, Șasa.